Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritmi ce combină structura secvențială alternativă și repetitivă cu test final și să testeze aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa a 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural N, cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran un mesaj informativ și numărul de cifre egale cu 0 pe care le conține. De exemplu, dacă N egal cu 0, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul numărul de cifre egale cu 0 corespunzătoare este 1, iar dacă n egal cu 100 2034, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul numărul de cifre egale cu 0 corespunzătoare este 2. În programul principal se declară variabilele întregi n și n0. Variabila N0 se folosește pentru numărarea cifrelor egale cu 0 din N. Se citește de la tastatură cu ajutorul instrucțiunii SIND o valoare pentru variabila N. Citirea este precedată de afișarea pe ecran a unui mesaj prin care îi se solicită utilizatorului să introducă o valoare pentru variabila N. Se utilizează instrucțiunea repetitivă do while, prin care se verifică la fiecare iterație dacă ultima cifră a valorii curente a variabilei n este cifra 0, caz în care se mărește cu o unitate valoarea variabilei n0. Se elimină ultima cifră din valoarea curentă a variabilei n, iar când valoarea variabilei n la un moment dat va fi 0, se va ieși din instrucțiunea repetitivă do while. La finalul algoritmului se afișează valoarea variabilei n0, precedată de un mesaj informativ. La execuția programului, pentru n egal cu 0, mesajul este numărul de cifre egale cu 0 corespunzătoare este 1. La o nouă execuție, pentru n egal cu 100 2034, mesajul afișat va fi numărul de cifre egale cu 0 corespunzătoare este 2. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural N, cu maxim 9 cifre, și afișează pe ecran un mesaj informativ și numărul de cifre pătrate perfecte pe care le conține. De exemplu, dacă N egal cu 0, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul numărul de cifre pătrate perfecte corespunzătoare este 1, iar pentru n egal cu 19234, în urma execuției programului, pe ecran se va afișa mesajul numărul de cifre pătrate perfecte corespunzătoare este 3, acestea fiind 1, 9 și 4. În programul principal se declară variabilele întregi n și np. Variabila np este inițializată cu valoarea 0. Se citește de la tastatură cu ajutorul instrucțiunii SIN o valoare pentru variabila n. Citirea este precedată de afișarea pe ecran a unui mesaj prin care îi se solicită utilizatorului să introducă o valoare pentru variabila n. Se utilizează instrucțiunea repetitivă do while prin care se verifică la fiecare iterație dacă ultima cifră a valorii curente a variabilei n este o cifră cu o valoare pătrat perfect, caz în care se mărește cu o unitate valoarea variabilei np. O cifră decimală este cifră pătrat perfect dacă aparține mulțimii ce conține elementele 0, 1, 4 și 9. Se elimină ultima cifră din valoarea curentă a variabilei n. Când valoarea variabilei n la un moment dat va fi 0, se va ieși din structura repetitivă do while. În finalul algoritmului se afișează valoarea variabilei np, precedată de un mesaj informativ. La execuția programului, dacă pentru n se citește valoarea 0, mesajul afișat va fi
Numărul de cifre pătrate perfecte corespunzătoare este 1. La o nouă execuție, pentru valoarea variabilei n egală cu 19.234, mesajul afișat este: numărul de cifre pătrate perfecte corespunzătoare este 3. Aplicație practică 3. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran numărul de cifre pare și numărul de cifre impare pe care le conține. Cele două numere vor fi precedate fiecare de câte un mesaj informativ. De exemplu, dacă n egal cu 0, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează numărul de cifre pare corespunzătoare este 1 și pe linia următoare numărul de cifre impare corespunzătoare este 0, iar dacă n egal cu 10.234, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează mesajele: numărul de cifre pare corespunzătoare este 3, numărul de cifre impare corespunzătoare este 2. În programul principal se declară variabilele întregi n, np și ni. Cu ajutorul instrucțiunii sin se citește de la tastatură o valoare pentru variabila întreagă n. Citirea de la tastatură este precedată de afișarea unui mesaj în care utilizatorul este invitat să tasteze o valoare pentru variabila n. La declarare, cele două variabile np și ni, în care se calculează numărul de cifre pare, respectiv numărul de cifre impare corespunzătoare valorii variabilei n, se inițializează cu valoarea 0. Se utilizează instrucțiunea repetitivă do while, prin care se verifică la fiecare iterație dacă ultima cifră a valorii curente a variabilei n este o cifră cu valoare par, caz în care se mărește cu o unitate valoarea variabilei np, iar dacă este o valoare impară, se mărește cu o unitate valoarea variabilei ni. O cifră zecimală este cifră pară dacă restul împărțirii sale la 2 este 0. Se elimină ultima cifră din valoarea curentă a variabilei n. Dacă valoarea variabilei n la un moment dat va fi egală cu 0, se va ieși în acel moment din instrucțiunea repetitivă do while. La finalul algoritmului se afișează pe rânduri diferite valorile variabilelor np și ni precedată de câte un mesaj informativ. Pentru n egal cu 0, mesajele sunt: numărul de cifre pare corespunzătoare este 1 și numărul de cifre impare corespunzătoare este 0. Pentru n egal cu 10.234, mesajele vor fi: numărul de cifre pare corespunzătoare este 3 și numărul de cifre impare corespunzătoare este 2. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran suma cifrelor pare și produsul celor impare conținute de n. Cele două valori vor fi precedate fiecare de câte un mesaj informativ. Numărul n conține atât cifre pare cât și cifre impare. Dacă n egal cu 10, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează: suma cifrelor pare corespunzătoare este 0, produsul cifrelor impare corespunzătoare este 1. Dacă n egal cu 10.234, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează: suma cifrelor pare corespunzătoare este 6, produsul cifrelor impare corespunzătoare este 3. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritmi elementari care combină structurile secvențiale alternative și repetitive în scopul rezolvării unor probleme.